Bună seara. Primul trebuie să acceptăm că echipa mai bună a câștigat astăzi. Fericit Craiova, a fericit publicul care a fost un om extraordinar și a susținut echipa din primul până în ultimul minut. De partea cealaltă, cred că noi, Gazmetanu, din punct de vedere mental, n-am reușit să rupem bariera și am venit destul de timorați. Prea puțini jucători care au reușit să ducă presiunea. E normal, e fotbal, eu asta le spun mereu, în fotbal e presiune când sunt obiective și când e miză la mijloc, trebuie să știi să gestionezi presiunea, trebuie să știi să o accepti și chiar dacă toată luna asta de pregătire eu m-am luptat ca să o iau de pe umerii jucătorilor, e normal că nu pot să o evapor în totalitate și tot ce înseamnă acest stadion, publicul, echipa gazdă care are foarte multă calitate individuală, miza de a intra în play-off și-au pus amprenta mai mult decât eu personal mi-aș fi dorit. Asta a făcut ca să fim precipitați, asta a făcut ca să nu ne asumăm lucruri, asta a făcut ca să intrăm greu în joc, asta a făcut ca să pierdem foarte multe mingi ușoare, să nu avem construcția care noi am obișnuit în multe momente și să nu creăm suficient. Mă deranjează și faptul că defensiv am pierdut multe dueluri. Știu și știam că gazdele au calitate foarte bună individuală, că pot câștiga contrastele, că dezvoltă viteză foarte bună, dar cu toate astea trebuia să răspundem altfel. Pot să spun că dacă e un lucru care, nu știu, m-a deranjat un pic, a fost, până la urmă, desprinderea golul de 3-1, care cred că nu mai trebuie să-l comentez eu, a fost foul clar și chiar dacă echipa gazdă, cum am spus, trebuie să accepte realitatea și să recunosc că a fost mai bună, dar în fotbal nu întotdeauna echipa mai bună câștigă. Noi de multe ori am fost mai buni și nu întotdeauna am plecat cu cele 3 puncte. La 2-1 era presiune și pe echipa gazdă, altfel puteau să evolueze lucrurile și atunci, până la urmă, și rezultatul final putea să fie altfel. Nu aveam nicio garanție că am fi egalat, dar s-a rupt jocul pe un fault clar. Asta este, noi trebuie să depășim momentul, trebuie să ne strângem rândurile, să ne recuperăm și peste mai puțin de 7 zile avem din nou un duel de foc. Dacă aveți întrebări. Credeți că Universitatea și-a asigurat prezența? Da, cu siguranță, nici nu aveam gânduri că Universitatea nu își va asigura prezența, pentru că e o echipă cu un buget de 5-6 ori mai mare ca al nostru, o echipă care are multe atuuri de partea ei, are calitate, cu foarte mulți jucători cu calitate individuală, are un public cum îl are și s-a văzut și astăzi, deci era probabil doar așa, că matematic nu era un play-off, putea să fie puțină tensiune și la Craiova. În rest, pe mine m-a surprins un pic reacția sau lipsa de reacție a omologului meu de azi. Am rămas blocat pentru că eu știu și așa sunt eu educat și așa cred că trebuie să fie în fair play în fotbal. De fiecare dată când am fost gazdă, am mers, am saltat antenorul oaspete, am dat mâna la început. De multe ori și la sfârșit, când lucrurile nu evoluau în vreo direcție, nu știu, să plece rapid sau m-a evitat total și n-am înțeles. Eu îl salut pe intermediul dumneavoastră și urez baftă, dar e ciudată atitudinea, pentru că fotbalul mare înseamnă și asta, înseamnă să știi să te porți și sper că e doar o scăpare. Nu are ce să fie. E vorba de o strângere bărbătească de mână, e vorba de personalitate, e vorba să vii și să spui bună seara și ce mai vrei tu în continuare. Dar, cum am spus, eu l-am cunoscut altfel pe Papură și am fost și colegi la licența pro și mă așteptam la altceva. Chiar am vrut la un moment dat să mă duc eu, dar dacă nu i-a făcut plăcere să ne vedem, atunci cu siguranță că când vom fi adversari și va fi oaspete, eu voi merge și voi face ceea ce n-a făcut el în seara asta. Da, s-a schimbat un pic profilul echipei noastre, s-a schimbat dinamica. Oli a fost capital pentru noi în foarte multe momente. Era și jucătorul care asigura și regula sub 21. Sunt lucruri care trebuie să le reglăm și, din păcate, pentru noi timpul nu ne așteaptă. Avem 3 jocuri, ne trebuie minim 4 puncte din jocurile astea, din ce calcule am făcut noi și trebuie să le luăm. Dar eu am credere în echipă pentru că tot cu jucătorii ăștia și tot cu ei, cu băieții, am făcut punctele care le-am făcut. Și am ajuns în situația asta, care sunt în momentul de față, ca cu 3 etape înainte de finalul campionatului să fim cu un pas în play-off. Dar, cum am spus, lupta nu este jucată și avem nevoie, pentru că din spate vine presiune și se simte. L-a transformat pe Ebora, la Pandurii, din mijlocaș în atacant, acum
către bine ca mijlocaș? Da, l-am transferat, a fost nevoie atunci, el a acceptat, a înțeles rapid rolul poziției postului lui și a devenit golgheterul României. Acum vine după o perioadă în care nu a jucat foarte mult. Timpul nu așteaptă nici pe el, nici pe mine, nici pe băieți, pe echipă, dar eu sunt sigur că va fi eficient în continuare. Nu mi-a fost ușor pentru că au plecat 4 jucători, au venit 3 și din 3 doar Horica a venit de la începutul pregătirii. Butean și Moura au venit săptămâna asta. Aș fi dorit să vină mai repede, dar astea sunt lucruri colaterale care n-are rost acum să le scot în față, pentru că ar însemna că iau din meritele echipei gazda. Echipa gazda a meritat victoria și eu, cum am spus, o felicit pentru asta. Vă gândiți să jucați 4-4-2? Sunt multe lucruri de spus. Ar fi o analiză complexă pe care nu pot să o fac acum. Sunt lucruri pe care noi le-am pregătit, din păcate nu au ieșit așa cum ne-am dorit și, cum am spus, nu cred că ține de calitate neapărat, ține doar de personalitate. Noi n-am avut personalitate în joc pe care eu aș fi dorit să o avem și la pauză am încercat să intervin în sensul ăsta și am spus că nici nu mă interesează rezultatul, dar vreau să văd altă agresivitate, altă răutate, altă personalitate în joc. Din păcate n-am putut să ne ridicăm la nivelul mizei. Da, nu e nicio surpriză. Eu am spus, am mai venit aici ca adversar și cu Astra și cu CFR-ul, câștigat și primul meu trofeu aici cu CFR-ul. Întotdeauna publicul a fost extraordinar și s-a discutat mult despre o posibilitate de a mea ca să vin aici. Cred că nu are rost să discutăm subiectele astea în fotbal. Orice este posibil, dar nu este obligatoriu. Cu toate astea, eu, indiferent că voi înge sau nu vreodată aici, că lumurile noastre se vor uni, mereu voi respecta un astfel de public, pentru că e un public care trăiește pentru fotbal și care se simte prezența lui în stadion. Chiar le-am recomandat băieților că știam ce să se întâmple și le-am spus să încerce să-și ia energie și să o folosească ca și entuziasm în teren, chiar din adversitatea publicului. În păcate, n-am reușit, dar Craiova are un public și a avut de când este această echipă extraordinară. Mi-e greu să comentez. Ce pot să spun este că sunt sigur că e un episod temporar și dragostea e prea mare pentru acest club și pentru culori ca să nu se unească, să-și unească forțele și să depășească acest moment. Sunt lucruri care i-a deranjat, dar eu nu pot să intru în problemele Craiovei. Sunt sigur că e o chestie temporară și care nu se va întâmpla. A fost o chestie neplăcută, dar sunt sigur că e o chestie de moment. Seară bună, domnilor, și baftă!